În mintea mea este mult haos și, sincer, sper ca el să nu ajungă până la voi. Dar, așa cum ați văzut și din titlu, astăzi avem un nou clip de Empties și să știți că am destul de multe produse, în primul rând, pentru că am făcut curățenie din nou în make-up și am aruncat tot ce se terminase și tot ce nu mai era ok din punct de vedere al mirosului, plus am plasa asta de produse pe care le-am terminat în ultima lună, de când ați văzut voi clipul de Empties anterior. M-am mutat așa un pic mai aproape ca să ne vedem mai bine, mi-am aprins și o lumină, pentru că deși afară este foarte frumos și lumina este mega faină, pentru că soarele e posibil să mai intre în nori și o să avem un pic de întuneric, am zis că e mai bine așa. Hai să începem, niciodată n-am făcut o introducere sub un minut. By the way, eu sunt Raluca și vă sunt recunoscătoare pentru un like, un share, un comentariu, un subscribe, un orice vreți voi, astfel încât să ajutăm acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni. Începem în forță cu acest balsam Sano Maxima, varianta Calm. Este o variantă apărută recent, mi-a plăcut incredibil de mult acest balsam și varianta Joy este mega faină, însă cred că mă regăsesc mai mult în Calm, pentru că Joy este ceva mai dulce. Dacă n-ați testat variantele astea, Calm și Joy de la Sano Maxima, vă recomand din suflet să o faceți, pentru că miros foarte bine și mirosul se păstrează mult timp în haine. Mai am aici foarte puțin și o să-l folosesc acum pe chiuveta de aici de la birou. Mai am un pic din produsul acesta, Meglio Lo ceva, hai înțelegeți voi ce scrie aici. Este un detergent universal care poate fi folosit atât în baie, cât și pe aragaz, cât și pe haine și pe încălțăminte. Sincer, eu nu l-am folosit decât în baie și în bucătărie, în momentul în care mi-am refăcut bucătăria și am mai adăugat niște dulapuri și sper ca la un moment dat să reușesc să pun și comanda aia la Sinsay, astfel încât să vă arăt și tot ce am reorganizat și ce spații de depozitare am făcut. Am folosit mare parte din produsul acesta și mai rămăsese cam atât și l-am folosit la baie în ultima perioadă. Este aproape gol, îl folosesc acum pe chiuveta asta de aici de la birou, astfel încât să-l pun la reciclare. Foarte fain, extrem de fain. Sincer, eu nu credeam că vreodată o să mai zic despre vreun produs care nu este chief, că este ce trebuie, însă mi-a plăcut foarte mult varianta asta. Aș zice că produsele lor se regăsesc și în DM, sper să nu greșesc, dar eu știți de unde îl am? Îl am dintr-un box, Buzz Box de la Buzz Store și uite, asta tot zic de fiecare dată că sunt foarte faine cutiile lor pentru că descoperim niște produse minunate. De acolo l-am și cred că mai am unul, două produse asemănătoare. Săpunul acesta de mâini de la Balea din gama Natural, care e ok la ingrediente, îmi place, am dat 7 lei și ceva sau spre 8 lei pe el, l-am folosit aici la birou și mi-a plăcut destul de mult, l-am terminat pe ăsta și am unul identic acum, pentru că am cumpărat la un moment dat când am fost eu prin DM. Dintr-un calendar de advent, cred că de anul trecut, sper că de anul trecut, am primit acest Session Hold Hairspray de la Percy Reed. Așa arată el, e micuț. Sincer, cred că produsele astea se regăsesc pe Look Fantastic, aș zice. Ce mi-a plăcut mie foarte mult este că varianta asta mică poate să meargă cu tine oriunde, inclusiv în vacanță. Pe de altă parte, aș fi zis că are o cantitate destul de mică înăuntru, astfel că e de folosit în 2-3 sesiuni. Fixa părul binișor, la modul că pulverizatorul este foarte fain și în momentul în care împrăștie fixativul, părul nu capătă textura aia de păr ud. Se distribuie foarte bine și stropii sunt extrem de mici. Practic, acea ceață, ca să zic așa, de fixativ este extrem, extrem de fină, astfel încât să nu încarce firul de păr. Chiar mi-a plăcut. Nu știu dacă neapărat aș da eu o comandă pe Look Fantastic pentru el, dar de plăcut mi-a plăcut. Am cumpărat la un moment dat din farmacia Tei, din BBTI. Am cumpărat varianta asta de la Calut. Să știți că periuțele astea sunt foarte faine. Avem aici o periuță de dinți Black Edition cu duritate medie și curățare puternică. De fiecare dată când găsesc variantă din asta de la Calut cu periuță, nu ratez, pentru că sunt bune periuțele și fac o treabă bună, iar eu folosesc numai White and Repair. O să vedeți în următorul clip de Empties dacă reușesc să termin,
că mi-am luat o variantă de la Calut Alpin, Doamne, este absolut horror. De acum încolo sper să țin minte și să nu cumpăr decât White and Repair, pentru că am senzația că este a doua oară când fac greșeala asta cu la Calut Alpin și nu mă învăț minte niciodată. Avem aici un Aven Trixera. Trixera este varianta de la Aven care este potrivită pentru pielea atopică, iar în momentul în care, sau cred că pentru pielea atopică, sper că zic bine pentru că nu cunosc nimic în sensul ăsta, că nu am avut niciodată probleme, dar în momentul în care Cristian a avut problema aceea cu alergia și pentru că doctorii nu știau ce să-i facă și i-au dat tratament astfel încât să îi se desumfle fața, i-au zis că singurul produs cu care se poate spăla pe corp, pe față, pe cap, peste tot, este acesta, Aven Trixera Shower Cream, zic ei Face and Body, și că este potrivit pentru toată familia, e pentru piele foarte uscată, de la piele uscată la piele foarte uscată, de fapt. E foarte faină, mi-a zis că inclusiv pe față i-a plăcut foarte mult. Acum se spală cu Bioderma Atoderm, cred că i-am luat eu la un moment dat un butoi din ăla mare ca să aibă, pentru că el știți că este sensibil dintotdeauna, dar nu i s-a întâmplat niciodată să i se umfle fața. Dar am zis că o să mă duc în curând la farmacia Tei să mai cumpăr eu câteva lucruri și am să-i cumpăr și lui din nou treaba asta. Nu pare că mai are nimic aici, el mai are oricum tendința să mai lase așa câte puțin, dar eu sunt aici să curăț tot, nu ratez nimic. Am terminat acest Ready Steady Glow, ăsta fi la mai de aproape că nu cred că îl vedeți altfel, că e mititel. Este de la Ren. Sincer, nu știu ce să zic despre produsele Ren. Mi se par ok, dar cam atât. Nu știu dacă neapărat mi-au plăcut atât de mult astfel încât să mă duc să zic ăsta trebuie să vină cu mine acasă. Oricum, cred că sunt accesibile pe Look Fantastic și pe site-urile internaționale. L-am avut într-un calendar advent, l-am folosit, dar cam atât pot să zic despre el. Avem aici și la Calut White and Repair, pentru că na, ne spălăm pe dinți și l-am consumat. Am mai pus aici cutia asta de Mineral 89 Fortifying and Plumping Daily Booster. Este serumul pe care îl folosește el. Boară ceva pe aici. După ce și-a revenit, după ce a făcut tratamentul, timp în care s-a dat tot cu Aven, i-am zis că ar fi bine să își pună în rutină și un serum totuși, pentru că serumul are scopul lui, are o consistență mai lichidă, nu știu dacă e corect să zic așa, dar este lichid față de cremă și intră mult mai bine în straturile profunde ale pielii. În plus, ăsta este un produs curat, are 89% apă termală și mai are pe lângă apă termală încă 10 sau 11 ingrediente, astfel că e un produs pe care eu l-am considerat safe a fi folosit de către el și i-am dat și varianta asta și varianta pentru ochi. Varianta pentru ochi nu o folosește pentru că folosește crema de la Aven pe care am cumpărat-o odată cu Trixera asta, adică i-am luat crema de față, crema de ochi și acest gel de duș, și folosește pe sub crema acest serum. Am avut 3 secunde un lapsus și mi s-a golit creierul. Folosește acest serum, nu i-a provocat nicio problemă. Eu am folosit de-a lungul timpului, cred că vreo 3 sticluțe din astea. Cu siguranță dacă nu îl dădeam lui, îl foloseam eu la un moment dat, dar pentru că eu am multe produse și pentru că îl știu deja pe ăsta și știu că este bun și știu ce efecte are asupra tenului, am zis să îl dau lui. Uite că văd aici că scrie că sticla este eco, flacon realizat în mod sustenabil, 23% mai ușor, realizat din 25% sticlă reciclată și reciclabilă, fără alcool etilic și ce mai scrie aici? Foarte important, nu are parfum și este un produs non-comedogenic. Dacă sunteți în căutarea unui serum foarte bun care să întrunească aceste condiții, eu de exemplu nu am o problemă nici cu parfumul și prefer să fie non-comedogenic, dar dacă nu este, nu mi se întâmplă ceva la nivelul feței. Știți că îmi plac foarte mult produsele care sunt non-comedogenice, dar dacă ele nu sunt, nu am o problemă la modul că nu mai folosesc nimic dacă este altfel. În fine, ideea este că e foarte fain dacă sunteți în căutarea unui astfel de produs, this is the one. Oricum, o să mai vorbim despre el în momentul în care îl și termină. A ajuns cam pe la jumătate cu el.
Mai avem și mititelul acesta care mai are aici un pic, dar pe care o să-l păstrez eu aici la birou. Îl mai folosesc o dată de două ori în momentul în care voi mai avea nevoie. Am terminat acum ceva timp acest balea cu afine, vanilie și mure, aș zice că sunt astea de aici. Nu o să le mai cumpăr, l-am folosit pentru că îl aveam. Nu o să mai cumpăr varianta asta pentru că aplicația Inci Beauty zice că are niște ingrediente nașpa, dar nașpa, în fine, din acelea care provoacă niște chestii, pot provoca, pentru că sunt convinsă că nu se întâmplă asta în cazul tuturor oamenilor care le folosesc, dar eu o să folosesc de acum încolo varianta sau produse din gama Balea Natural. Mai am produsul ăsta, mai am foarte puțin în el, l-am adus aici la birou să-l termin, deși nu cred că mai iese, dar eu pot să desfac și pompița. Este un săpun de mâini pe care l-am luat de la Zara, este cu Ginger Lily, varianta Ginger Lily. Sincer, mi-a plăcut foarte mult cum mirosea, dar eu sunt convinsă că în momentul în care îți iei produse din astea care sunt mai degrabă de designer, deși zic mult designer, că nu vorbim de... zic așa, nu dintr-un magazin care comercializează astfel de produse, ci dintr-un magazin care face cu totul altceva, dar pe lângă asta are și astfel de produse, mirosurile lor sunt total diferite față de lucrurile cu care tu ești obișnuit. Și eu cred că asta atrage când vorbim de un astfel de produs. Sincer, l-am luat redus. Nu aș da niciodată banii pe el la preț întreg, dar cred că am dat 19 lei pe el redus și asta mi se pare mult. Adică mi-aș fi luat două din acestea și ca și gramaj sunt pe acolo sau probabil că au același număr de mililitri, doar că din când în când îmi place să mă răsfăț cu un alt miros și atunci mai iau produse din astea, evident când sunt reduse. Am terminat și produsul acesta de la Garnier. Îi înțeleg utilitatea, îi înțeleg hype-ul, înțeleg de ce foarte mulți oameni îl apreciază și eu apreciez apa micelară de la Garnier pentru demachierea feței. În cazul ochilor și în ceea ce privește demachierea mascara, nu face absolut nimic. Pentru mine, această apă micelară pentru ten sensibil, care demachează, curăță, calmează, este pentru ten, ochi și buze și are o toleranță optimă, nu face nimic pentru mascara și nu face aproape nimic pentru rujul precum acesta care este rezistent la transfer și care se demachează cumva, uite așa, asta mă fac roșie în momentul în care vreau să o demachez cu această apă micelară. În rest, pentru ten, în ceea ce privește fondul de ten, în ceea ce privește sprâncenele, în ceea ce privește fardul, foarte, foarte bună. Însă, din păcate, nu face nimic în ceea ce privește mascara. Am recipientul ăsta aici. Aș zice că mai are ceva în el? Nu, nu mai are, se mai prelinge pe aici o picătură, dar cam atât. E un recipient de la Balea de genul acesta, pe care, cred că știți și voi deja, îl puteți desface aici. Stați așa să vă arăt. Așa. Și recipientul rămâne perfect alb pentru ca voi să îl puteți reutiliza. Ceea ce mi se pare foarte tare pentru că dacă vreți să vă luați doar rezervă și să îl puneți într-un ambalaj, dar nu vreți să scrie nimic pe el, iată-l. Acesta este ambalajul. Eu îl am pe ăsta pentru că l-am reutilizat, dar acum a trebuit să fac niște poze pentru o campanie și să cumpăr niște lucruri mai fancy, astfel încât să arate foarte bine pe acolo. Așa că am decis să renunț la toate aceste recipiente și nu voi renunța la ele pur și simplu, ci le voi duce la reciclat. Dar voi știți asta deja despre mine. Avem acest spray cu sare de mare și miros de grapefruit, care este potrivit pentru toate tipurile de ten, pe care îl ținem în baie de ceva timp. Și când am revăzut toate produsele și m-am uitat prin ce mai are Cristian pe acolo și am constatat că ăsta este foarte vechi și cu siguranță este și cumva expirat, că îl avem, cred că, de dinainte de pandemie, am zis, ăsta pleacă de aici. El mai folosește astfel de spray-uri și am dat acum unul de la System Professional sau de la Vela. De la Londra, de la Vela sau de la System Professional, care la fel este cu sare de mare și lui întărește firul de păr un pic pentru că el are un fir de păr destul de moale și când îl aranjează nu stă așa cum trebuie și mai dă câteva fâsuri din spray-ul ăsta pentru că nu vrea să folosească fixativ.
de aceea l-am folosit pe acesta. Benzile astea depilatoare cu orhidee, cu extract de orhidee, o să meargă la cutia lor, o să meargă la reciclat, la Gerovital, 20 de benzi depilatoare. Sincer, eu nu fac o diferență între unele sau altele, pentru mine toate sunt la fel. Îmi prefer să le cumpăr pe acestea de la Farmec pentru că îmi place cum curăță zona de fire, de păr și de puf și așa mai departe, dar nu pot să zic că X îmi plac mai mult sau Y îmi plac mai puțin. Și iau și eu, de principiu, când mă duc la reciclat, îmi mai cumpăr ce mai trebuie și pun și o mână pe ceva. Am terminat această hârtie igienică umedă pentru că mare parte din ele au venit cu noi în vacanță și ce-mi place foarte mult la varianta asta Sunfen Seeker pe care o iau din DM este că vin șervețelele ambalate individual, astfel că poți să ții 2-3 în geantă și știi sigur că ai acolo și nici nu ocupă foarte mult spațiu și sunt făcute din niște materiale, zic ei aici, smarter materials, astfel încât ele se poată fi aruncate în toaletă, precum hârtia igienică. Hârtia igienică și hârtie igienică umedă pot fi puse în toaletă, astfel încât ele să ajungă down the drain, acolo unde trebuie și apa să fie repurificată sau, în fine, ce s-a întâmplat cu ea. Am terminat recent ăsta, nu v-am mai vorbit o dată de el? Sau v-am vorbit și v-am zis că abia aștept să-l termin, nu mai știu. Mi-a recomandat cineva acum ceva timp să îmi iau acest Isis Pharma UV Block 50+. Partea bună a acestui SPF este că el cumva combate sau protejează împotriva luminii albastre. Partea nasoală este că albește atât de mult fața. Doamne, abia așteptam să-l termin. Eu nu obișnuiesc, dacă produsul este, nu îmi afectează pielea în vreun fel și doar nu-mi place mie nu știu ce, nu obișnuiesc să nu îl termin. Ideea este că îmi albea atât de mult fața acest SPF încât aveam senzația că mai am puțin și leșin după ce mă dădeam cu el. Și abia așteptam sincer să îl termin. Înțeleg hype-ul cu el din punct de vedere al faptului că are și lumina aceea albastră, că are un preț extrem de bun. Vedeți că eu l-am luat pe ăsta cu 20 și ceva de lei și să zic că acum o fi 30 și ceva. Sper să nu am vreo surpriză să fie mai scump, dar oricum pentru cele mai interesante dintre produsele astea o să vă pun și linkuri în descriere și hei, de acum putem să punem linkuri chiar și de pe DM. Ideea este că eu nu îl voi recumpăra pentru că nu mi-a plăcut treaba asta legat de modul în care par super palidă și eu de principiu sunt așa un pic mai palidă, dar așa sunt și mai palidă. Am terminat acest Fairy, pe ăsta îl am de la reciclarea uleiului la Auchan. Să știți că dacă aveți Auchan în orașul vostru și mergeți cu sticle de 500 de mililitri, de 1 litru, de 1 litru și jumătate sau de 2, preferabil de plastic, astfel încât în momentul în care ei le transportă să nu se spargă, dacă mergeți la Auchan, pentru fiecare 500 de mililitri primiți fie un Fairy, fie o sticlă de apă plată, cred că mică, nu cred că mare totuși, cred că din aceea mică, aia pătrățică, de-mi place mie cel mai mult, Aqua Carpatica parcă se cheamă. E, de acolo am luat, când am dus ultima oară la reciclat și acum, cred că am deja strâns un litru și jumătate, dar de un an și ceva de când îl strâng. Când am dus ultima oară la reciclat, mi-au dat 2 sau 3 chestii din astea și unul l-am folosit aici la birou, astfel că l-am pus aici la reciclat, să vă zic și vouă de el. E Fairy, nu cred că mai are nevoie de vreo descriere, pentru că produsele Fairy sunt de principiu foarte faine. Adică mie îmi plac foarte mult și acum mai nou îmi place foarte tare sticla asta întoarsă cu capul în jos, nu știu cum îi zic ei, sticla cu susul în jos, pentru că e foarte ușor să dozez produsul și e foarte ușor să strâng un pic de sticlă, să curgă ce trebuie și apoi să se sigileze, se închide super bine, super bun capacul și să-l pun undeva, nu mi s-a întâmplat niciodată să curgă pe lângă. Asta este varianta pentru ochi, nu vă mai zic acum despre ea pentru că o să vorbim în momentul în care vom termina produsele și o să se regăsească într-un clip de empty, dar la fel, foarte puține ingrediente, de foarte bună calitate, 89% apă termală, ce să vă mai zic mai mult? Vichy e Vichy, dacă sunteți fani ai brandului, cu siguranță știți despre ce vorbesc. Hai că eu credeam că o să termin mai repede clipul acesta, dar se pare că nu. Mai avem aici ceva.
ceva de îngrijirea dentară. Avem un Listerine Natural. L-am luat pe ăsta pentru că pe el scria sabor suave și eu am zis ulala, me gusta. Cristian mi-a zis că nu e cu mult diferit față de restul și diferența între sticlele normale și aceasta ar fi că asta nu are alcool, nici colorant și e potrivită pentru vegani și sticla este făcută din materiale reciclat, se cheamă Listerine Naturals. Am zis să ne îndreptăm cât mai mult spre natură, în măsura în care putem și să încercăm să folosim mai multe variante din acestea care sunt cu mai multe ingrediente naturale. Mai avem aici și acest Dontodent, marcă proprie DM. Am zis la un moment dat când am fost în DM, hai să încercăm și pe asta. Am dat foarte puțin pe ea, 5, 6, 7, 8 lei, ceva de genul. Mi-a zis că e normală, nimic special. Până la urmă e o apă cu care te clătești în gură și pe care după o scuip și durează câteva secunde. Nu cred că ar trebui să fie ceva special din punctul ăsta de vedere. Am terminat spuma asta de ras specială pentru femei, Tropic Fantasy, îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Mai am acum una mică din aceea în variantă normală și una din asta de rezervă și cu siguranță pe asta o voi folosi de acum. Îmi place că este uleioasă și este ca un fel de ulei care se transformă foarte repede într-o spumă și lama alunecă foarte bine pe păr și taie foarte bine firele de păr. Știți despre ce vorbesc dacă o folosiți, pentru că sigur vă place și vouă. Într-adevăr este puțin mai scumpă decât varianta aia normală de la Balea, care este 5 lei. Asta mi se pare că e 8-9 lei, dar este și o cantitate mai mare. Acum știu că vă fac poftă cu produsul ăsta, dar n-am ce să fac. Vi-l arăt că l-am terminat. Este un Hyaluron Cream Mousse de la Merz. Ideea este că produsele acestea de la Merz, acestea, spumele cremă, au fost retrase de pe piața din România. Efectiv, nu le mai distribuie ei în România, așa că le găsiți cu siguranță prin magazine și cu pregătire prin farmacii. Sigur, în BBT există și varianta Cream Mousse, dar asta doar dacă aveți niște noroc. Eu n-am mai vorbit în ultima vreme despre ea, deși am folosit-o și mai am încă una deschisă pe care o să o folosesc în următoarea perioadă. N-am mai vorbit pentru că dacă nu există, nu prea are sens să vă zic, uite ce mișto e asta, dacă voi la un moment dat nu o să aveți de unde să vă luați, dacă vă atrage atenția și vă place ceva de genul acesta. Cred că nu mai este nimic. Voiam să vă arăt cum iese spuma și cum se transformă ea într-un fel de serum la contactul cu pielea și în momentul în care este masată. Da, mie îmi place foarte mult. Mai am acasă una. Mi se pare că o am pe cea cu colagen. Sau are mai am și un hialuron. Ia că dacă mai am și hialuron, poate totuși vi-l dau vouă astfel încât să înțelegeți despre ce vorbesc. Opa! Mai avem aici încă o cutie din asta care o să meargă și ea la reciclat. Am cumpărat, v-am zis că mi-am făcut stocul și deja ați văzut că am terminat una și cealaltă este în us. Am terminat acum ceva timp acest produs, acum ceva timp, în ultima lună, acest produs care este de la Ivaderm și este un Aquafil Hydra Complex. Știți că brandul acesta este destul de promovat în ultima vreme în România. E un brand românesc, sper să nu greșesc când spun asta. Ei folosesc apă termală Herculane și vreau să zic că mi s-a părut superb, genial, super califragilistic acest gel pentru ochi. În primul rând pentru că textura permitea produsului să se absoarbă foarte bine și să hidrateze extrem de bine zona din jurul ochilor. Sincer, nu știu cât costă pentru că eu l-am primit la un moment dat de la ei, dar dați-i atenție pentru că este un produs care cu adevărat merită. Ia să văd ce mai am aici. Am pus și cutia de la acest lip filler. Cred că am folosit mai bine de jumătate din el. Sincer, nu credeam că o să-mi placă. Nu îmi imaginam că o să mă văd întinzând mâna după el, după produsul ăsta. Este un lip filler cu acid hialuronic de la Revox. Mai are colagen, vitamina E și unt de shea. Ideea este că mie nu mi se pare că îmi augmentează buzele. Ce face este să le irite puțin, astfel încât pielea din zona buzelor să se înroșească și cred că așa ai tu senzația că ai buzele un pic mai mari. Ce face foarte bine este să hidrateze. Hidratează acest produs absolut dumnezeiește și dacă vi-l luați sau dacă îl aveți, sper că aveți grijă cu cantitatea, că eu la un moment dat am pus foarte mult și simțeam că mi-au foc buzele. Ideea este că trebuie să puneți puțin și o să vedeți că se întinde ca o cremă și arată ca o cremă, dar dacă îi dați 2 minute, efectiv dispare efectul acela de cremă și rămân niște buze foarte hidratate și se menține hidratarea asta pe termen lung.
V-am zis că sunt cu tonerele. Chiar am folosit tonere din momentul în care mi-a zis tipa de la Kiehl's, știți că am mai povestit legat de toner și ce face el. L-am folosit și pe acesta de la Pixi. Mie îmi plac foarte mult tonerele astea de la Pixi și să știți că le găsiți în Sephora în varianta asta mică cu niște prețuri foarte bune. Iar un toner de genul ăsta va ajunge foarte mult timp pentru că în primul rând folosiți de fiecare dată o cantitate mică. Și dacă vreți să folosiți și mai puțin, puneți câteva picături în palme și tapotați pe toată fața. Dacă vreți să faceți un pic de risipă, așa cum fac și eu, puneți pe o cotonetă și efectiv ștergeți așa pe toată fața. Eu prefer varianta cu cotonetă pentru că îmi place să văd și ce au făcut, de exemplu, demachiantul, adică apa micelară și produsul de curățare și dacă cumva mi-a mai rămas pe undeva vreo urmă de fond de ten. De asta prefer varianta cu cotonetă, dar toate tonerele de la Pixi sunt mega faine. Aici am un Milky Tonic, am folosit și Glow Tonic în trecut și cam atât. Cred că pe astea două le-am avut eu. Pe Glow Tonic l-am avut de 3-4 ori de-a lungul anilor. Chiar îmi place foarte mult. Cu siguranță când voi avea nevoie de un toner, va fi pe listă. Știu că mi-ați zis multe de produsul acesta și tare mă bucur că v-am inspirat să îl luați și să îl folosiți. Este antiperspirantul, că este antiperspirant, de la Vichy, cel în variantă albă și cu textul acesta argintiu. Argintiu, așa. E un antiperspirant care chiar ține, v-am zis, o să zic în fiecare clip. Eu i-am făcut testul în momentul în care m-am dus la urgență și în 3 zile nu am putut să mă mișc din pat și nu m-am dat cu nimic și nu miroseam o transpirație. Dar, în fine, a fost o situație specială că doar stăteam în pat. Nu munceam, n-aveam unde să transpir, efectiv stăteam în pat. Dar produsul acesta mi se pare că face o treabă foarte bună. Se adresează pielii sensibile sau epilate, nu are parfum și nu are alcool. Într-adevăr, are aluminiu, cred, ceva de genul. Eu îl folosesc doar dimineața, adică el este eficient pentru mine pe parcursul zilei. Seara aleg să nu îl folosesc ca să nu blocăm totuși zona de la supraț cu tot felul de astfel de produse. Dar nu o să poată cineva să vină și să-mi zică vai, vorbești despre Vichy și el nu e bun, pentru că eu o să-l folosesc în continuare atâta timp cât este un produs preferat și atâta timp cât este un produs foarte eficient pentru mine. Fiecare este liber să facă ce vrea și să folosească ce vrea. Știți că mi-am luat la un moment dat aceste chestii, le-am adus aici doar ca să vă zic că în comparație cu altele fac o treabă foarte proastă. Pentru mine, pentru că am trei fire. În fine, am cam jumătate din părul pe care îl are un om normal, pentru că am făcut acum niște ani niște sesiuni de epilare definitivă și probabil că o să continui să le fac acum astfel încât să ajung acolo unde îmi doresc, dar pentru mine sunt suficiente, dar să știți că dacă nu ești atent poți să te tai foarte ușor cu ele. Sunt cele de la Balea, sunt cele mai ieftine, sigur nu le mai cumpăr pentru că între timp m-am deșteptat și mi-am dat seama că trebuie să dau un pic mai mulți bani ca să am o calitate un pic mai bună. Am terminat și acest Saforel, eu folosesc un astfel de produs în zona intimă, că, na, asta este, e a noastră și trebuie să o îngrijim și pe ea. E foarte faină, această cremă calmează foarte bine pielea care este sensibilă din zona noastră intimă și acum folosesc atât gelul intim cât și cremă de la Eva Intima. Foarte mult îmi plac și acelea și pe viitor cu siguranță voi alterna Saforel cu Eva Intima și să știți că mai am un gel intim de la Viorica România, la fel cu mai multe ingrediente naturale, ceva de genul, îl folosesc în curând și pe acela pentru că, adică în momentul în care se termină Eva Intima, pentru că vreau să îmi fac o părere și despre el și să pot să vă zic și vouă cum mi se par produsele Viorica România, cele pentru îngrijirea corpului, pentru că nu am avut ocazia până acum să le folosesc și dacă tot le am, vreau să le folosesc și să vă zic despre ele pentru că au prețuri accesibile și poate vă interesează. Nu știu cum fac să de vorbesc atât de mult, că sincer n-aș vrea, aș vrea să vorbesc mai puțin, dar nu se poate. Am mai folosit aceste Hydro Plumping Serum Concentrate, care vin ele de la Kiehl's, așa mititele. Am zis că trebuie să mai scăpăm din produsele pe care le avem de mai de mult și am făcut și ceva în sensul acesta. Știți că mie îmi plac produsele Kiehl's, produsele lor sunt foarte faine, sunt scumpe într-adevăr, între produsele acestea care se regăsesc în magazinele mass market, ca să zic așa, ele sunt cumva high-end pentru tot ceea ce găsim la nivelul ăsta, dar fac o treabă foarte bună, am folosit multe, știți că am făcut împreună și o rutină Kiehl's, dacă n-ați văzut-o mergeți pe canal să o vedeți, n-am ce să zic mai mult.
am de la Avant această... Ce este? Eye Final Touch Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. E un produs pentru ochi. Mi-a plăcut, dar nu m-a impresionat cât să zic, mamă, trebuie să îl am din nou în viața mea. Și cam atât pot să zic despre el. Așa, mai am aici niște produse. Hai să lăsăm produsele de make-up deoparte și să vă zic repede despre chestiile astea pe care le am aici, pentru că mai am încă o pungă și eu credeam că o să fie un clip scurt, dar de unde? Că nu este. Cum se cheamă astea? Scopitori de la Dontodent, sunt din acestea cu ață și cu o scopitoare foarte subțire în partea asta. Așa și așa, e bine să le ai în casă. Protex cu care eu îmi spăl pensulele de machiaj. Tot timpul am două în casă ca să nu cumva să rămân fără. Aseară mi-am spălat toate pensulele și nu mai am niciunul acum, așa că trebuie să trec prin DM să îmi iau, că dacă o să mi se termine cel pe care îl am, ce mă fac? Hârtie igienică umedă, că nu mai găseam cuvintele, Sun Fan Seeker, tot timpul am din aceasta în baie. Scria cineva la un clip sau nu mai știu unde, cred că pe TikTok mi-a zis cineva, dar ce, atâta timp cât ai apă și săpun, de ce ai nevoie să folosești chestia din asta? Pentru că nu pot de 4 ori pe zi să mă duc să folosesc apă și săpun. Și câteodată e bine să ai astfel de variante și mi se pare că între șervețele și hârtia aceasta ar fi o diferență, la modul că ea este creată special pentru treaba aia. Bine, nu vorbesc de șervețelele pentru bebeluși, că alea într-adevăr sunt cele mai bune și probabil că sunt și de folosit, dar pe mine mă ajută faptul că aceasta are... e făcută din ingrediente care mă ajută pe mine să pot să o pun în toaletă și ea se descompune așa cum ar trebui. Ce am aici? De la Marionne am niște dischete demachiante din acelea Maxi. Îmi place să am în casă și dischete Maxi pentru atunci când folosesc lapte demachiant, deși eu folosesc foarte rar lapte demachiant. O să-mi iau de acum din acelea mici, strict pentru toner, pentru că altfel mă demachiez de cele mai multe ori și o să vedeți că am și terminat sau am și pus la reciclat sau în clipul de empties niște cotonete din acelea reutilizabile, pentru că le-am folosit foarte mult timp și nu mai este cazul. Always, să știți că mi-au plăcut, nu știu dacă pentru că au schimbat ei ceva în materialele pe care le folosesc, dar este pentru prima oară după 10 ani de zile când am folosit Always și nu mi-a provocat iritații. Și credeți-mă că înainte Always îmi provoca iritații de nu puteam să stau jos. Nu vă imaginați. Corpul meu reacționa la ceva, la un material pe care el folosea un a crea acele Always. Am fost uimită că nu mi s-a întâmplat ceva de genul ăsta. Vă zic sincer că nu am, eu am avut o campanie cu Bastor și eu nu m-am înscris și mi-au scris cei de la Bastor și m-au întrebat de ce nu m-am înscris și am zis, băi, uite, pentru că nu, și mi-au zis, te rog, îți trimit coletul, testează-le și dacă în continuare nu este ok, nu ești obligată să faci nimic în acest sens. Și mă bucur că au făcut asta pentru că am avut ocazia să îmi dau seama că Always a făcut niște eforturi astfel încât produsele lor să fie bune și nu mai am o problemă cu ele. Și iată cum mi se schimbă percepția despre niște lucruri doar pentru că am ajuns să le încercăm sau să le retestăm. Și atât mai zic pe subiect, că nu este cazul să vă zic mai mult. Am terminat și acesta anul maxima pe care știți că eu îl iau din, cum se cheamă, din Dedeman și mi-a zis Cristina de câteva ori săraca să mă duc la toamne tot timpul. Uit, dar știu unde este magazinul, așa că am să mă duc direct acolo și să-l caut. Probabil data viitoare când merg la Bro Bar, la chiar am să mă opresc și să văd dacă mai găsesc acolo la oferta de care zicea ea. Eu dau 10-11 lei pe un refil din ăsta din Dedeman și ea zicea că sunt 8 lei 99 sau 9 lei, ceva de genul în magazinul ăsta, Penny sau Profit, ce-o fi el. Barza, șervețele intime, nu mai știu de când le-am și când le-am luat, dar sunt niște șervețele pe care le-am folosit evident în zona intimă, ce să vezi. Am folosit, stați așa că le-am... ce-am făcut aici, nu pot să cred. Stați așa un pic. Am folosit aseară aceste produse, adică produsul ăsta pentru ochi și masca asta sheet mask pentru față. Produsul ăsta pentru ochi venind așa, vedeți că acum încă mai sunt stropi pe aici. Treaba este că spre de o
deosebire de toate celelalte măști care sunt pline de serum, da, aproape că nu avea serum, lucru care m-a uimit, nu m-a impresionat, sincer. Produsele astea se regăsesc pe Sole, ca să știți, dacă vreți și voi. Ăsta cred că e tot de pe Sole, e un produs corean. Sheet Mask cu Blueberry, are foarte mult serum, m-am dat pe mâini și pe picioare după ce mi-am aplicat masca. Ce vreau să vă zic despre el este că serumul mi-a intrat destul de greu în piele, dar de dimineață m-am trezit cu o față atât de fină și nu mi-a rămas gras la nivelul pielii sau la suprafața pielii. Superb, superb, superb. A fost, mi-a plăcut mult. Am terminat acum ceva timp masca asta pe care o am din DM și pe care cred că Iulia mi-a zis că și-a luat-o și ea. De care cred că Iulia mi-a zis că și-a luat-o și ea. Nu cred că m-am exprimat coerent, îmi pare rău pentru asta. Este un Beau Green Contour Mask. Mi-a plăcut. Mai am încă una și cu siguranță când se termină o să mai cumpăr câteva. Ei bine, fetelor, hai să vorbim despre Gerovital. Dar stați așa. Hai să vorbim despre produsele astea două de la Gerovital pe care, ce să credeți, că nu am putut să le folosesc. Nu știu dacă le-i fi, deși le-am luat cândva vara asta, nu le-am luat de mult, dar le-i fi ținut eu prea mult. Sau poate pentru că le-am luat cu ofertă, ori fi fost aproape de expirare, nu scrie nimic pe nicăieri. Am căutat, nu scrie absolut nimic pe nicăieri. Băi, dar vreau să zic că mi-a fost frică să le folosesc, pentru că, uitați-vă și voi, stați-vă pe care parte să vă arăt. Pa, dar asta s-a lipit aici. Uitați-vă și voi cum arată masca asta înăuntru. Sper că vedeți că pe aici sunt niște ceva din mască, o chestie, cred că la aia de ochi se vede mai bine. Am zis că le țin așa, le duc la reciclat la Gerovital și o întreb pe doamna de acolo dacă e normal să fie așa ceva, pentru că mie, sincer, nu mi se pare normal. Mamă, dar ce s-a uscat. Citați-vă cum vine masca de ochi. Efectiv, așa a venit în ambalaj și nu cred că așa ceva trebuie să pui pe ochi, în jurul ochilor. Ce uitați-vă aici? Nu, 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 efectiv nu. Știți că iubesc produsele Gerovital și știți că le folosesc cu mare drag, dar cu astea sigur a fost o problemă. Aveam mască hidrogel contur ochi anti-age și efect anti-age, mască hidrogel și atât, cu aur de 24 de carate și colagen și asta cu portocale și mango. Pe asta știți că am luat-o pentru mango, nu? Adică sunt disperată, e ok. Da, o să le duc la reciclat și o să vă zic și vouă ce-mi zic cei de acolo, dar sincer cred că erau aproape de termenul de expirare. Mai am o plasă, adică aceasta, și în plasa aceasta am niște produse pe care le-am pus la aruncat, la reciclat, la pus în clipul de empties, pentru că sunt foarte vechi sau sunt terminate sau nu mai arată bine. Am genele astea de la Ardell, uitați-vă și voi cum arată. Zici că s-a luptat un cățel cu ele, nu pot să mai păstrez așa ceva și să mai folosesc așa ceva, că nu mi se pare normal. Așa că le-am pus aici, oricum nu sunt în măsură să vă dau informații legate de gene, pentru că, ce să vedeți, nu mă pricep foarte bine. Stați să mai organizez câte ceva pe aici ca să înțeleg ce și cum. Am crema aceasta de mâini de la -417. Nu știu dacă ați folosit vreodată produsele lor, dar să știți că sunt absolut geniale, superbe. Crema asta s-a terminat, mi-a plăcut foarte mult, am folosit-o cu foarte mare drag. Este una dintre cele mai bune creme pe care eu le-am folosit vreodată și m-a ținut destul de mult. Am mai terminat această cremă de călcâie de la Sanoderm. Fetelor și băieților, haide mai focus! Așa, așa arată. Fetelor și băieților, este cea mai bună cremă de călcâie ever. În primul rând, e un produs făcut în laborator. Vine așa în cantitatea asta mică și în al doilea rând, cum hidratează această cremă pielea călcâielor. Și cum nu ai călcâiele așa crăpate? Eu sunt genul ăsta de om care are călcâiele super crăpate. Așa sunt eu. Pot să beau și 200 de litri de apă pe zi. Călcâiele mele în continuare vor fi crăpate. Există cu siguranță niște cauze pentru chestia asta. O fi și ereditar și maica mea e la fel și bunica mea e la fel. În fin. Ideea este că nimic, dar nimic, credeți-mă când vă zic asta, nu mi-a hidratat pielea călcâielor și nu m-a impresionat atât de tare pe cât a făcut-o crema asta. Și să știți că produsele Sanoderm chiar au
prețuri ok, vă recomand să le acordați și voi o șansă. Se regăsesc pe farmacia Ardealul, sper să nu vorbesc prostii. Da, pe farmaciaardealul.ro. Dr. Tuna, asta este o mască pe care, sincer, nu o mai folosesc pentru că nu văd unde are termenul de expirare și o să vedeți că am aceeași problemă la produsele de la Sephora. Păi frate, eu nu știu unde au produsele la termenul de expirare. Ideea este că am folosit-o de câteva ori, cred că până pe aici așa am folosit din ea. În momentul în care o pui pe față și se usucă și vrei să o cureți, este o mască din aceea peel-off, pe mine mă doare la propriu fața. Mi se pare că se prinde atât de bine de față și de pufușorul ăsta pe care îl mai avem, astfel încât în momentul în care o iei, mamă, îți vine să o lași acolo, îți vine să nu o mai dai jos niciodată. Și nu are sens să mă chinui cu ea atâta timp cât mi se întâmplă lucrurile astea, că dacă vreau să mă chinui, mă chinui cu alte lucruri. Renunț la această pudră de la Evelyn, care este un Matte My Day Peach Loose Powder. Nu mai am mult în ea, nu știu dacă reușiți voi să vedeți acolo, dar cam asta este cantitatea pe care o mai am în ea. A fost foarte faină și costă undeva la 20 de lei sau poate chiar sub 20 de lei. Chiar mirosea a pierzii și pudra asta, dar pentru că o am din lockdown, dacă nu și mai înainte de lockdown, așa, am zis că trebuie să renunț la ea, că nu e ok să folosesc atât de mult un astfel de produs. Mai am și acest Black Mask, tot peel-off, cu acid hialuronic de la Revuel. O s-a dus Cristian la un moment dat, cred că imediat după lockdown sau ceva de genul ăsta, s-a dus în magazin. Sau nu, asta e oare? Ba da, cred că asta este. Și a venit acasă și zice, uite, ți-am adus masca asta. Nu știu ce l-am mânat să fac asta, dar mi-a adus-o. Nu pot să zic că nu mi-a plăcut, adică efectul ei era ok. Do dai jos, mă nene, poate că nici nu s-o obișnuită eu cu măștile astea peel-off, pentru că, sincer, nu prea îmi place să le folosesc, dar nu. Și același lucru cu asta de la Sephora, foarte, foarte faină. Pe asta nu o arunc din pricina asta, nu este terminată. E o mască cu 89% ingrediente de origine naturală și acid glicolic. O arunc pentru că nu are termenul de expirare. Singurul care se regăsește pe aici este un cod și probabil că un batch code și probabil că dacă aș căuta pe site, pe un site, pe undeva după batch code, aș găsi și expirarea. Dar frate, pune-l pe produs, că pe mine mă interesează să mă uit pe produs și să văd când expiră. Acum, sincer, sincer vă zic. Dar, în fine, a fost o mască foarte bună, pe asta chiar vă recomand, dacă vreți să vă luați, a făcut o treabă foarte, foarte bună. Mai am aici niște produse și vă rog să nu vă agitați, că le-am primit. Cred că chiar în lockdown sau imediat după lockdown, nici nu mai știu, cred că în lockdown totuși, am avut o colaborare cu cei de la Barza, trebuia să facem un articol pe un blog, să, în fine, facem ceva și ne-au trimis niște produse. Și, hei, vorbind de Barza, vorbind de chestii de-astea. Și printre produsele pe care mi le-au trimis, aveam și un test de sarcină ultra sensibil, pe care nu l-am folosit că n-a fost nevoie, dar este expirat. Aveam și un test de pH pentru infecții vaginale. Uite, dacă aveți vreun dubiu până ajungeți la medic, puteți să faceți și un astfel de test, îmi imaginez eu la un moment dat. Nu l-am folosit pentru că n-a fost nevoie, este expirat. Și am mai avut și 3 teste de ovulație, plus un test de sarcină inclus. Există și astfel de variante la Barza. La fel, nu l-am folosit, este expirat. Nici măcar nu știu ce înseamnă chestiile astea de aici. Deci n-am avut curiozitatea să mă uit vreodată la ele, doar că, na, test de ovulație. Ia să vedem ce e asta. Desfac și eu unul să văd. Doar că dacă se expirate, nu are sens să le țin acolo, că le țin efectiv degeaba. Asta am găsit înăuntru. În fine, n-am făcut de-astea, nu știu cum și ce trebuie făcut. Pe astea o să încerc să le reciclez într-o farmacie. Sper să găsesc o farmacie unde se pot recicla, pentru că medicamentele se reciclează în condiții speciale. Inclusiv ambalajele medicale. Haide măi! Inclusiv ambalajele medicamentelor se reciclează în niște condiții speciale, pentru că ele sunt făcute din niște materiale speciale, nu sunt făcute din plastic normal, astfel încât medicamentele înăuntru să fie ținute așa cum trebuie. Și acum, să vă arăt și că sunt toantă. În același set am primit și acești plasturi pentru împotriva durerilor menstruale de la ei. Și din 3 câți erau, am folosit 2. Am folosit unul și 2 au rămas aici și știu
Țicând mă oftic că am fost toantă și am uitat de ei, primul pe care l-am folosit mi-a plăcut extrem de mult. Calmează extrem de bine durerile menstruale și să știți că se păstrează multe, multe ore efectul de căldură, pentru că practic acest plastur generează un fel de efect de căldură, astfel încât zona asta abdominală, a abdomenului inferior să rămână încălzită și durerile să se diminueze. Minunat! Absolut minunat! Sunt foarte fraieră, ieri le-am găsit în baie într-un sertar și puteam să le folosesc de foarte multe ori, dar au expirat între timp. Sigur o să mi le cumpăr și eu pe astea, pentru că într-adevăr v-am zis că mi-a plăcut efectul pe care mi l-a dat plasturele pe care l-am folosit. O să renunț la acest Hydro Hero de la Essence. Este... nu. Efectiv, produsul ăsta nu face nimic și pe lângă faptul că nu pot să nu aibă astfel de chestii și nu știu cum să fac astfel încât el să ajungă să nu îmi lase chestii de-astea la nivelul ochilor, sper că vedeți și voi aici, nu mi se pare că face absolut nimic. Efectiv, am dat 15 lei de pomană pe el. Mai am aici niște măști care au expirat, pentru că aseară mi-am făcut și curat în măști și sunt puține, într-adevăr. Sunt 3 măști, una din asta nu e mască, e strip din ala pentru punctele negre și aceste 2 măști, asta este mea culpa și mai am și niște plasturi din aia pentru coșuri, la fel sunt expirați, nu îi mai punem pe coșuri, mai ales pe coșuri. Renunț la crema asta, care este de la Ducrei și este un anti-scratching emollient cream pentru piele foarte uscată și atopică. Nu știu ce face ea pentru pielea uscată și atopică, eu am încercat să o folosesc, însă în momentul în care o pun pe piele nu intră în piele. Efectiv refuză să intre în piele și stă la suprafața ei și mă enervează extrem, dar extrem, dar extrem de tare treaba asta și tot timpul trebuie să masez câte 5 minute și când o văd așa că lasă urme albe pe piele, și am zis nu mai, gata, nu mai pot. Am folosit-o de câteva ori, mi-am dat toată silința, efectiv nu mai pot. O să renunț la treaba asta de la Art Deco, pentru că de când am descoperit produsul de la Too Faced, nici nu se compară. Asta este o bază care între timp s-a și uscat, după cum vedeți. Am încercat eu să fac o treabă și să caut la un moment dat o bază pentru fardul de ploape, astfel încât să-mi țină și mie eyelinerul și așa mai departe și am găsit-o pe asta la un preț decent pe Notino și am zis să o încerc, dar și mai ales de când îl folosesc pe acela de la Too Faced, nici măcar nu are sens să mă mai gândesc să mai folosesc altceva. Hai să vedem ce produse am mai terminat, nu mai sunt foarte multe și apoi o să mai avem niște pensule. Renunț la lipiciul acesta de la Cupio, din simplul motiv că este foarte vechi și nu pot să-l pun în jurul ochilor. Asta este tot un fel de bază, de fapt este un under eye primer care și iluminează. Nu mi se pare că este necesar. Eu l-am luat crezând că este o bază pentru ploape, că n-am citit cum trebuie pe site și când am venit am văzut că este pentru zona de sub ochi. Aia e. Le-am împrăștiat prin baie și a trebuit să le arunc, dar vreau să vă arăt o fiolă de la Babor. Doamne, fiolele lor sunt superbe, sunt desprinse din altă lume. Într-adevăr sunt scumpe, dar să știți că fac o treabă foarte bună. Aseară, în timp ce încercam să le dau jos de undeva, le-am împrăștiat efectiv în toată baia și ce să vezi, dacă tot s-a întâmplat asta, le-am pus la reciclat, că aseară am reciclat și acasă foarte multe lucruri, pentru că noi reciclăm acolo. Cei de la bloc au un contract din astea special și tot ce e de reciclat punem separat. Hai să termin cu astea, sunt cotonete din acelea reutilizabile pentru demachiere, eu le iau de pe Sole, vin 3, 5 sau nu știu câte, un pachet. Le renunț la asta pentru că le-am folosit destul de mult timp și acum mai am încă 2 pentru că am avut 5, mi-am luat pachet de 5. Mai am încă 2 și una de rezervă, le folosesc câte 2 de principiu pentru că cu una față verso mă demachez la ochi, o parte și cealaltă parte ca să nu contaminez ceva dacă e nasol, iar cu cealaltă mă demachez pe toată fața și să știți că ele încă sunt pufoase și încă arată bine, doar că
nu vreau să le folosesc la nesfârșit și la un moment dat trebuie și ele schimbate. Așa, renunț, adică renunț, mai are mult în el, la acest Magic Away Liquid Concealer de la Charlotte Tilbury și după cum vedeți am folosit o bucată din el. Ideea este că am o nuanță foarte deschisă și cred că este destul de vechi și mi se usucă foarte repede și mi se usucă foarte urât zona din jurul ochilor. Aș vrea într-adevăr să mai testez și alte variante și poate că am să-mi cumpăr niște miniuri de pe site, dar acest Magic Away nu este pentru mine. Cred că este pentru persoanele care nu au predispoziția asta la a li se usca fața și care nu au riduri. Probabil că dacă ai 20 de ani și n-ai niciun rid pe față, se vede altfel produsul ăsta. Nu renunț, nu zic că e mamă, nu mai vreau niciodată, doar că, na, nu e pentru mine, cel puțin în acest moment. Este terminat acest Viditel Bane Cakeless Concealer. Uitați-vă ce cute este ambalajul acesta, ca multe dintre ambalajele celor de la Benefit. Ca tips and tricks trebuie să vă zic ceva. În momentul în care se termină, aveți produsul ăsta și se termină, vă rog să îi scoateți garnitura asta de aici, astfel încât să mai luați tot ce mai este înăuntru, pentru că vă mai dați, vă mai faceți, vă mai acoperiți cearcănele, că nu mai știu să mai vorbesc, cel puțin 2 săptămâni zi de zi, dacă îi scoateți garnitura asta, care reține destul de mult produs și care vă împiedică să ajungeți la restul de produs. Tips and tricks, ca să știți. Pardon. Hai că dacă tot suntem la concealere, să-l pun și pe ăsta aici. Instant Anti-Age Multi-Use Concealer. Din păcate am o nuanță total nefericită. Am Cool Ivory aici, 0,95. Este extrem, dar extrem de deschisă pentru mine. Și pentru că am desfăcut deja produsul și l-am folosit, ce să vezi, nu pot să-l dau nimănui, așa că îl arunc. Asta este. Mai am aici Love of My Life. Ăsta este un Yves Saint Laurent. Cum se cheamă, doamne? Tuche Clat. Așa arată el. Este un concealer de la Yves Saint Laurent. Eu aveam nuanța, nici nu mai știu, 1 sau 2 sau ceva de genul. Este cu o pensulă din asta și trebuie să apeși aici, adică astfel încât să iasă produs. Efectiv este cel mai bun concealer pe care eu l-am folosit vreodată. Dacă aveți Tuche Clat sau dacă ați folosit Tuche Clat, știți despre ce vorbesc. E minunat. Într-adevăr, costă o căruță de bani, nu zic, dar este absolut minunat. O să mai renunț la un ruj care îmi este extrem de drag, dar mi se pare că și-a schimbat un pic culoarea, cum se cheamă? Aoleu, câte notificări! Mi se pare că și-a schimbat un pic mirosul. Nuanța este divinisimă, ia uitați-vă aici, este Ruby Kiss de la Avon și mai am în el cam atât, doar că, adică am folosit destul de mult, uitați-vă cât am folosit deja din el, doar că mi s-a prins praf pe aici, nu știu, așa, și nu mai place cum miroase, așa că o să renunț și o să-mi cumpăr altul când și dacă va fi cazul, că oricum am o grămadă de rujuri de utilizat. Arunc acest Tattoo Brow de la Maybelline, care este în nuanța 100 blond. Nu știu de ce eu cu niște sprâncene închise la culoare am vrut să-mi cumpăr nuanța asta, dar ideea este că în sprâncenele mele acest Tattoo Brow de la Maybelline se transformă în verde. Nu știu cu ce interacționează din fața mea, din pielea mea, din pigmenții pielii, habar n-am cu ce interacționează, dar se face verde. Ce mai am aici? Mai am produsul ăsta de la Cupio, la fel, nuanța top, este Brow Me. Sincer, l-am cumpărat eu în ideea în care el ar fi un dupe al produsului de la Anastasia Brow Pen, pentru că, hei, este la jumătate ca preț față de acela, nu mai are aici, doar că nuanța asta top este cam așa, e un pic spre gri, dar e un maro spre gri, nu este negru spre gri și după cum vedeți eu am sprâncenele super închise la culoare, așa că Brow Me de la Cupio nu este pentru mine. În schimb, total pentru mine și produsul pe care îl voi recumpăra în curând este acest Brow Pen în nuanța Medium Brown. Clara m-a ajutat să îl aleg pe acesta pentru că i-am zis nu plec de aici fără un creion, că îmi place foarte tare și într-adevăr este superb pentru sprâncene. Este cumva asemănător cu cel de la Cupio, ia uitați-vă, dar
În realitate, nu se captează chestia asta foarte bine pe cameră, în realitate el este un negru eșii cumva sau un gri eșii și se potrivește foarte bine cu sprâncenele mele. Medium brown, da, să știu ce îmi iau. L-am luat din Sephora pe ăsta, când l-am luat eu a costat 109 lei sau ceva de genul ăsta. Știu, e scump, dar e foarte bun și mi-a ajuns foarte mult timp. Și mai avem aici un Mina 575 The Color Pen Eyeliner. Știți că l-am desfăcut pe acesta. Din păcate n-am apucat să mă dau de foarte multe ori cu el, pentru că această pensulă, nu știu cum să-i zic, acest vârf care este făcut din fetru, aș zice eu, efectiv e uscat. Și acum când l-am verificat aseară și când am vrut să-l folosesc din nou, ce să crezi că n-am putut să-l mai folosesc? În fine. Și aici o să mai am niște pensule și aș vrea să-mi spuneți dacă vreuna dintre voi dorește aceste pensule, pentru că eu vi le dau cu drag. Stați că nu știu ce am făcut. Sunt niște pensule pe care fie nu le-am folosit niciodată, fie le-am folosit foarte puțin, nu le folosesc și fiind pensule și putând fi foarte ușor dezinfectate, eu le dau cu drag mai departe. Sper că nu m-am murdărit pe pantaloni. Ba, cred că da. Am în primul rând aceste trei pensule de la Eco Tools care arată în felul acesta. Avem o pensulă pentru fondul de ten, cred că e ăsta. A zice că asta e de fond de ten, asta mică e de concealer și asta cumva de contururi cremoase sau ceva de genul ăsta. Eu o să merg să le spăl și am rugămintea să-mi scrieți în comentarii dacă vreuna dintre voi dorește toate pensulele astea și eu le trimit cu drag primei fete care îmi lasă un comentariu, dă-mi-le mie. Mai am pensula asta care cred că e de la Avon, habar n-am, pe care la fel nu am folosit-o deloc. Dacă vă uitați aici, se vede că nu e folosită, dar oricum o să spăl acum un pic cu totul. Aici are gen un capăt pentru fond de ten sau concealer și aici are un alt capăt. Vedeți voi cum îl întrebuințați, că eu sunt și nebună și am și obiceiul să cumpăr tot felul de lucruri pe care nu le folosesc. Pe asta am luat-o la un moment dat de la Miniso, e o pensulă din aia de curățare, dar cum eu nu am nevoie să o folosesc, vă dau vouă, o dau mai departe. Așa, apoi mai am niște pensule de la nu mai știu de unde, pe care doar le-am desfăcut din cutia lor. Ce rău îmi pare că dacă nu le desfăceam vi le dădeam cu tot cu cutie și le țineam acolo într-un borcan. Sunt 5 pensule care pot fi folosite pentru un machiaj. Sincer, nu sunt de cea mai bună calitate, dar de exemplu dacă aveți o fetiță, o nepoată, o vecină, o prietenă care dezlușește acum tainele machiajului, poate că e un început să, nu știu, exerseze cu acestea. Și mai am și pasta pe care cred că am folosit-o de una, două ori și ea o să meargă imediat la spălat. Este de la Freedom, este o pensulă pentru fondul de ten și o mai am pe asta pe care cred că am luat-o din Jumbo la un moment dat. Ar fi ea, fie o pensulă de contur, fie o pensulă de concealer, doar că eu nu mă înțeleg cu pensulele astea care arată așa ca o lingură. Nu mă înțeleg, nu m-am înțeles niciodată cu ele. Așa că, dacă vreuna dintre voi crede că are cui să dea, să folosească toate aceste pensule care arată așa, vi le trimit cu mare drag. Vi le dau tocmai pentru faptul că le pot spăla acum și le pot dezinfecta și vi le puteți dezinfecta și voi și e safe să le folosiți. Așa că uitați-le, acestea sunt pentru voi. Lăsați-mi un comentariu și ziceți-mi dacă le vreți și le expediez cât de repede cu tot dragul. Mai am o pungă și terminam. Și în punga asta nu o să vă arăt tot, pentru că sunt multe oje, dar cred că mai am și alte produse pe lângă. 1-2. Mai am acest NU Vitamin C Radiance Maximizing Serum. Este un mini al serului cu vitamina C. Mi-a plăcut, l-am folosit într-o vacanță acum ceva timp, era uitat prin baie. Am produsul ăsta de demachiere pe care îl am în varianta asta mică, pentru că l-am primit, cred, de la un moment dat de la ei. Știți cât de tare ador acest demachiant bifazic și că nu îmi lipsește niciodată din baie, așa că da. Și aici mai am o mulțime de oje la care renunț,
pentru că sunt foarte vechi și nu vreau să mi le mai pun pe unghii. Unele dintre ele sunt super terminate. Uite, în asta mai am cam atât și nu pot să mai scot din ea. Este o ojă de la Golden Rose. Asta galbenă la fel mai este până aici și la fel nu pot să mai scot din ea. E o ojă de la Dermacol pe care am folosit-o cu mult, mult drag. Cel puțin în perioada lockdown-ului mă dădeam foarte des cu ea. Sunt niște oje de la Avon aici care s-au făcut cam așa și care nu mai prezintă chiar încredere și pe care le am de foarte mult timp. Mai am oja asta care la fel e efectiv terminată. Ia uitați-vă, aici este până la baza bazei. E o oja de la Evelyn care vine la set și mi-a plăcut foarte mult. Renunț la asta de la Trendy Tap pentru că mi se ia de pe unghii până seara. Efectiv, mă dau dimineața cu ea și până seara mi s-a luat de pe unghii. Renunț și la asta de la Avon, deși după cum vedeți am folosit cam o treime din ea. Doar că în momentul în care vreau să-mi dau oja jos de pe unghii, mă chinui cu șpaclul și cu dalta, astfel încât să se ia acest clipici. Exagerez acum, dar înțelegeți voi. Mai am și ojele astea pe care le-am luat de la Parfumo. Sunt 2 ca Beauty sau ceva de genul. Doamne, cele mai proaste oje din univers. Nu, nu, este exclus așa ceva. Și în fine, mai am niște oje pe aici la care renunț pentru că sunt foarte vechi. Și acesta a fost clipul meu cu mizerii, ca să zic așa, cu lucruri pe care le pun la reciclat imediat, la care renunț, pe care o să le duc la Gerovital, că am și niște produse Gerovital pe aici. Și mă bucur că a stat atât de mult alături de mine. Chiar credeam că este un clip curt. Din păcate nu este, așa că n-avem ce să facem, trebuie să povestim și lucruri din astea. Vă mai zic o dată ce vă zic în fiecare clip, nu vă cumpărați pentru că ați văzut la mine, cumpărați-vă doar și când aveți nevoie de un produs nou. Sper că v-a plăcut, sper că v-am inspirat să vă mai atragă atenția niște produse sau să vi le puneți pe listele de cumpărături viitoare, nu acum, ci când aveți nevoie, că la naiba trăim niște vremuri, că nu cred că mai avem nevoie de niște shopping o perioadă. Da, sper să fie mai bine în curând și sper să ne vedem cu bine la următorul clip. Asta în cazul în care mă descurc să îl editez pe acesta astăzi și să intre pe canal exact când trebuie. Trebuie să fac și foarte mult curat pe aici. Am foarte multe lucruri de făcut astăzi, dar nu vă mai țin pe voi și nu vă mai încarc cu lucrurile astea. Vă mulțumesc că ați fost aici, nu uitați de like, share, subscribe. Eu sunt Raluca, vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare!